Și vorbeam despre cele trei legăminte majore care, prin care Dumnezeu realizează planul său de mântuire. Da? Și noi deja de câteva lecții studiem anume aceste trei legăminte și azi ne vom ocupa despre mijlocitorul legămintelor vechiul și nou. Da? Și vom vedea prin ce este mai bun nou legământ decât vechiul. Am văzut în capitolul 8 din Epistola către Evrei că autorul spune că legământul nou este mai bun fiindcă este așezat pe făgăduințe mai bune. Și azi vrem să comparăm ceea ce oferea vechiul legământ și în ce măsură se putea de realizat desăvârșirea omului prin vechiul legământ și apoi cine oferă noul legământ. Dar mai întâi haideți să ne rugăm și o să mergem nemijlocit la lecție. Da, cred că deja care au avut dorință să lipească la studiu sau alipit, deja este 6-5 minute și haideți să ne rugăm. Doamne, Tată din cer, venim înaintea Ta, ne închinăm și Îți mulțumim pentru toată grija și dragostea Ta. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările care reverse în plin asupra noastră. Îți mulțumim pentru această posibilitate de a cuvântul Tău, pentru libertatea care o avem și Te rugăm, Doamne, acum, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne călăuzești în tot adevărul, după promisiunea Ta, binecuvântează-ne ca să înțelegem bine ce avem în nou legământ și prin ce nou legământ este mai bun ca vechi. Pentru toate, eu îți mulțumesc și te rog să mă binecuvântezi și pe mine în predare, dă-mi înțelepciune, în vorbire, Doamne, binecuvântează-mă ca să n-adaug și să nu scot nimic din cuvântul Tău. Pentru toate eu îți mulțumesc și te-am rugat în numele Fiului Tău, prea iubit Iisus. Amin. Amin. Așa. Deci tema lecției este mijlocitorul. Și vom vedea mijlocitorul în vechiul legământ și mijlocitorul în noul legământ. Dar mai întâi haideți să facem o recapitulare. Deci, la lecția trecută am studiat vechiul legământ și noul legământ. În primul rând, care sunt circumstanțele în care Dumnezeu promite noul legământ? În ce circumstanțe? Vă amintiți textul? Care text din Vechiul Testament vorbește, Dumnezeu le promite că va face un nou legământ cu Israel? Ieremia 31, începând cu versetul 31, toate contextul este și mai sus. Așa, și potrivit cu Ieremia 31 în contextul istoric, în ce împrejurări s-a aflat poporul Israel la acel moment? Împărăția din Nord fusese luată în robie cu vreo 150 de ani înainte, uh-huh. Și împărăția de Sud era, Iuda era în procesul, între cele trei etape, când a fost luată în robie în Babilon. Așa. Deci... În acest context, Dumnezeu vorbește Ieremia că o să fie un nou legământ. Atunci a fost prima dată când se vorbește despre nou legământ. Așa, deci, dar... starea poporului. Deci, poporul se abătuse de la cuvântul lui Dumnezeu, nu ținuse poruncile, era într-o decădere mare față de... spirituală. Era în ascultare de Dumnezeu, așa cum ar fi trebuit să fie, cum a promis. Da, de fapt, motivul pentru care Dumnezeu i-a dat în mâinile lui Nebucadnețar, care a fost? Din ce motiv i-a dat? Asta și-a fost motivul că nu a ascultat de el și nu a ascultat de legile lui. De legile lui. De fapt, asta le oferea vechiul legământ, da?
ei au intrat în țară datorită legământului avraamic, doar că legea care a fost adăugată la legământul avraamic le promitea că vor fi binecuvântați în țară dacă vor respecta legile și poruncile lui, iar dacă nu vor respecta legile și poruncile lui, vor fi blestemați în țară până acolo că țara îi va vărsa. Și deja împărăția din nord era în robie, de unde nu s-au mai întors, și acum ei singuri mergeau în robie și, de fapt, contextul în care Dumnezeu le promite nou legământ, ei credeau că Dumnezeu îi nimicește deja ca și națiune și temerile lor, într-un fel, erau întemeiate pentru că ei au călcat legea. Da? Dacă n-ar fi fost legământul avraamic, într-un fel, erau întemeiate temerile. Deci ei, la Ezechiel 37, se spune despre ei că ei ziceau că ni s-au uscat oasele. Deci ei, în sensul că deja sunt pierduți ca și națiune, Dumnezeu îi nimicește ca și națiune. Deci în acest context Dumnezeu promite nou legământ. Și cui este adresat sau pentru cine este acest legământ potrivit cu textul de la Ieremia 31? Casei lui Israel și casei lui Iuda. Casei lui Israel și casei lui Iuda, da? Și ce promisiuni face Dumnezeu, ce le promite în nou legământ din lecția trecută? Sunt mai multe promisiuni în legătură cu țara, că da, cetatea va fi zidită din nou, îi va duce înapoi din toate țările și vor locui în pace, vor trăi, deci nu vor fi nimiciți și chiar și în străinătate, când vor fi în străinătate, Dumnezeu îi va duce înapoi. Îi va scoate din toate neamurile și îi va pune în țara părinților lor, în Ezechiel 36. Și cu privire la ei, că le face promisiunea că îl vor cunoaște pe Dumnezeu de la mic la mare și Dumnezeu le va ierta păcatele și nu își va mai aduce aminte din nelegiuirile lor. Și le dă o inimă de carne. Și cu această inimă, deci ei va pune și Duhul în ei și ei vor urma poruncile lui și vor asculta legile lui. De fapt, scopul Duhului Sfânt care avea să fie în viața lor? Ca să-i ajute să împlinească legile și poruncile. Să-i ajute să împlinească legile și poruncile. De fapt, în Vechiul Legământ, Dumnezeu le-a dat legile sale și poporul au spus, vom face tot ce a zis Domnul, dar ei trebuia cu propriile lor puteri să împlinească legile și poruncile lui Dumnezeu. Dar în Noul Legământ, Dumnezeu deja le promite că le va da o inimă nouă, inima simbolizând gândirea sau mintea omului, și va pune în ei Duhul Său cel Sfânt și Duhul Sfânt este Cel care îi va face să împlinească și să urmeze poruncile și legile lui Dumnezeu. Da? Și am mai avut un text la Ieremia 32:37-44. Ce promisiuni le mai dă acolo? Ce va mai pune în inima lor? Că le va da o inimă și o cale legile și poruncile ca să teamă de el un duh nou ca să nu se îndepărteze de el, da? Deci Dumnezeu deja în nou legământ le nu le arată doar voia lui, dar le dă și puterea ca să împlinească legile și poruncile lui. Deci vine în ajutor, le oferă un ajutor ca ei să poată împlini legile și poruncile lui.
În cum ați spus deja că legământul este promis casei lui Israel și casei lui Iuda. Cum s-a ajuns că acele promisiuni cu privire la Duhul Sfânt, cu privire la iertarea păcatelor, a ajuns să fie valabilă și pentru neamuri? Vă amintiți Efeseni? Efeseni, capitolul 2, capitolul 3. De fapt, care este taina lui Hristos care a fost ascuns în vremurile trecute? Care este taina lui Hristos? Neamuri împreună cu evreii formează un trup, adică biserica. Așa. Da, deci până la Hristos, până la răstignirea lui Hristos, a fost o taină că și neamurile prin Evanghelie au parte de aceleași făgăduințe de care au fost făcute lui Israel. Și în capitolul 2 de la Efeseni explică cum asta a fost posibil. Cum a fost posibil? Sau cum este posibil? Prin Iisus Hristos, care a dărâmat zidul care despărțea pe neamuri de Israel și i-a făcut una. Avem drept de cetățenie în Israel. Așa, și toți și unii și alții avem intrare slobă de la Tatăl, prin jertfa lui Hristos. Prin jertfa lui Hristos, deci prin trup. Ar fi fost posibil mântuirea neamurilor fără jertfa Domnului Iisus? Nu. Nu, prin trupul lui. Prin trupul lui a fost surpat zidul. Zidul care este legea cu poruncile, da? Yeah. Și respectiv următoarea întrebare. Care este legătura dintre vechiul legământ și noul legământ? Este noul legământ o continuare a vechiului sau este un alt legământ care îl anulează pe vechiul? Ce ați văzut la Evrei, capitolul 8? Este un legământ care îl anulează, îl înlocuiește pe vechiul legământ, pentru că acest legământ avea cusur. Da. Dacă ar fi fost fără cusur, rămânea acela în putere. Și care e cusurul, stabilim la lecția de azi. Da? Deci, azi vom vorbi mai mult despre mijlocitor. Deci, respectiv facem un tabel din două coloane, da? Vom face, deci, tema mijlocitorul și prima coloană, mijlocitorul vechiului legământ și mijlocitorul noului legământ. Cine este mijlocitorul noului legământ? Domnul Iisus. Domnul Iisus. Ca și mare preot. De fapt, cine mijlocește între Dumnezeu și om? Noi am avut Evrei, capitolul 9 și 10. Iisus. Așa, nou legământ Iisus. De fapt, în orice religie, rolul de mijlocitor revine preoților, da? Și respectiv vom vedea mijlocitor în vechi legământ, rolul care îl aveau preoții și rolul Domnului Iisus ca mare preot, deci preot mijlocitor. Da? Acum, Vasile, el când s-a pregătit să predea lecția, a vrut să citească un mesaj care l-a primit prin e-mail și m-a rugat să vi-l citesc eu, ca introducere la lecție. Deci, cineva scrie așa: bună ziua și pace, frate Vasile, știu că primiți mii de mesaje prin intermediul media. Dacă găsiți acest mesaj și aveți timp să-mi răspundeți, m-aș bucura nespus. Vreau să știu dacă se poate, pe ce bază erau mântuiți oamenii, în special evreii, care au trăit în perioada legii mozaice. Intrarea lor în Raiul lui Dumnezeu se face pe baza jertfelor care
le-au primit și le practicau cu rigurozitate sau se va face pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Într-un cuvânt, jertfa Domnului Iisus Hristos se va aplica și la oamenii din vechime sau numai la cei care sunt în Noul Testament, în vremea Noul Testamentală? Mulțumesc mult că vă luați timp să răspundeți aceste întrebări și vă doresc binecuvântarea Tatălui Ceresc. Și haideți acum să vedem cum lecția de azi ne va ajuta să răspundem la întrebarea asta. Deci, sfinții din perioada Vechiului Testament vor intra în Raiul lui Dumnezeu în baza jertfelor care le aduceau după lege sau în baza jertfei Domnului Iisus? Și să vedem, să comparăm acum lucrarea de mijlocire a preotului după rânduiala lui Levi și lucrarea Domnului Iisus. În primul rând, la capitolul 10 de la Evrei, versetul 1, ce ne se spune despre toată lucrarea care o făceau preoții la templu? Ce spune la versetul 1 din capitolul 10? Legea era umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată și că jertfele care le aduceau de animale în fiecare an nu puteau să desăvârșească pe cei care le făceau. De, altfel spus, care era scopul jertfelor care se aduceau? Iertarea păcatelor. Așa, și să-i facă desăvârșiți cei care s-au apropiat prin sistemul ăsta de închinare, deci scopul era ca să-i facă desăvârșiți. Și totuși spune aici că nu putea să-i facă. Dar motivul este că legea era umbra. Ce înseamnă umbra? O imagine a ceea ce va urma să vină. Așa, o imagine, dar este o imagine clară, deslușită? Nu, e ca o, cum îi spune, ca o reflexie, ca o copie. Da. Dar e ceva așa foarte neclar. Da. O umbră, o imagine vagă, nu clară, a ceea ce e adevărat. De fapt, când vorbește în contextul la capitolul 9 și 10, chiar a întregii epistole către evrei, ce este bunurile viitoare în contextul ăsta, în raport cu legea? Lucrarea Domnului Iisus. Lucrarea Domnului Iisus. Da? Și vă amintiți, noi am avut o lecție, nu ultima care am avut-o, mai înainte, în care am făcut un studiu asupra elementelor cortului. Și vă amintiți, fiecare element din cort, la ce arăta? La ce arăta fiecare element? La Domnul Iisus. La lucrarea Domnului Iisus. De fapt, tot sistemul acela de închinare avea ca scop să-i ajute pe evrei să înțeleagă lucrarea care avea să o facă Domnul Iisus. Da? Deci să înțeleagă anumite lucruri. Și acum haideți, dacă v-ați făcut bine tema de casă, cred că o să mergem repede. Și ce putem spune despre mijlocitorul vechiului legământ, adică marele preot în Vechiul Legământ și marele preot în Noul Legământ, care foarte bine ați spus că este Domnul Iisus. Ca și personalitate. Marele preot în Vechiul Legământ, el intra în Sfânta Sfintelor odată în fiecare an. Odată în an. Aha. Da, o singură dată, dar în fiecare an. Poftim? Cum intra? Ce avea el cu, când intra? A, cu sânge. Cu sângele animalelor ca să facă ispășirea păcatelor a lui
și al norodului. În primul rând aducea, deci dacă ne uităm la Levitic, aducea sânge pentru ispășirea păcatelor lui și apoi pentru ale norodului. Dar de ce trebuia să aducă și pentru sine jertfă? Fiindcă era un om păcătos ca toți alți ceilalți. Așa spune că era supus slăbiciunilor ca și orice om. Da? Deci, spre deosebire de preot, marele preot după lege, ce aflăm despre Domnul Iisus? Că el, în comparație cu marele preot din vechiul legământ, s-a dus o singură dată jertfă, o dată și pentru totdeauna și cu sângele lui, nu cu sângele animalilor, cum o făcea marele preot în Vechiul Testament. Dar de ce el a putut să vină cu sângele lui? N-a avut nevoie să facă ispășire pentru sine? Pentru ce? Pentru că n-a avut păcat. Pentru că n-a avut păcat, da. De ce n-au? Și asta, el a putut să intre cu sângele său, pentru că el era fără păcat, și să facă răscumpărare pentru oameni, da? Celălalt preot a spus că intra în fiecare an, dar nu numai în fiecare an. Care era problema cu preoția leviților încă? Nu numai că intra în fiecare an, dar ce mai era cu ei, preoția, marele preot după lege? Străgeau la sorți. Străgeau la sorți. Îmi cer scuze, da? Dar ei erau un mare număr, pentru că ei mureau. Ei erau supuși slăbiciunilor, erau un mare număr și atunci, plus, în ce cort intra marele preot după lege? Un cort pământesc. Un cort pământesc. Făcut de mâini omenești. Omenești, da? Plus, la Evrei, capitolul 8, care l-am avut data trecută, după ce chip a fost făcut cel pământesc? După celui ceresc. După chipul celui ceresc. Cum spune, lui s-a arătat lui Moise, pe munte, i s-a spus să fac un cort după chipul celui care a fost arătat pe munte, da? Adică după chipul celui ceresc. Și am văzut fiecare element din cort arăta la lucrarea Domnului Iisus. Pe când Domnul Iisus, unde a intrat? În ce cort? În cortul ceresc. Ceresc, desăvârșit, da? La 9:11, da? Spune, mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini omenești, adică nu este din zidirea aceasta. Deci, în cort original, am spune, da? Și s-a așezat la dreapta Tatălui. Când Domnul Iisus a putut să intre în cortul celesc? Sau în locul prea sfânt? Versetul 12. Momentul când s-a dus jertfă, sângele. Așa, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică, adică după ce și-a vărsat sângele pentru noi. Acum, dacă vorbim de jertfele care le aducea marele preot, ce ați aflat despre jertfele? Jertfele care le aducea preotul. Se aduceau sângele taurilor, a țapilor, mm-hmm. De asemenea vacilor, cumva jertfe mari. Jertfe mari care aveau ca scop, cum am spus la început, în 10:1, ca să-i facă desăvârșiți pe cei care se apropiau. La capitolul 9, versetul 9, ce aflăm despre jertfele astea? Ele nu puteau să-i facă desăvârșiți.
cei care le țineau. Spune că nu puteau duce pe cel ce se închina în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Noi nu, nici nu vorbim de desăvârșirea cerută de Dumnezeu. La desăvârșirea cerută de cugetul lui măcar. Dar ce se spune despre jertfele astea, tot aici la versetul 9? Era o asemănare pentru... Niște porunci omenești date ca cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite, spălări și erau până la o vreme din dreptare. Așa, și care e vremea asta din dreptare? Când a venit Domnul Iisus, jertfa Domnului Iisus. Da, deci ce imaginea care o purtau, jertfa Domnului Iisus. Și foarte interesant, de fapt, cine a dat legile astea cu privire la jertfe? Dumnezeu. Dumnezeu, prin Moise, da? Și totuși, autorul epistolei către evrei spune că erau doar niște porunci omenești. De ce porunci omenești? Cum crezi de tot ce am văzut până acum? Tocmai pentru că nu puteau duce la desăvârșire. Erau și ele o, da, o imagine. El era doar o imagine a bunurilor viitoare. Deci Dumnezeu le-a dat ca să fie o imagine, ca noi să putem înțelege, în special evrei, să înțeleagă mai bine lucrarea Domnului Iisus. Și la versetul 13, tot nou cu 13, ce se spune despre sângele taurilor și țapilor? Deci vorbești despre aici jertfa de ispășire. Știți, jertfa de ispășire avea ca scop împăcarea cu Dumnezeu. Dacă vă amintiți, era altar în fața cortului, altarul de aram, unde se aduceau jertfe pentru păcat. Se aduceau zilnic, continuu, deci om când săvârșea un păcat, venea și aducea o jertfă. Punea mâna pe capul animalului și ca și cum păcatul lui trecea pe animal și animalul era omorât pentru păcat. Dar jertfa de ispășire se aducea o dată în an și se aducea în locul preasfânt. Deja ca o jertfă care să-l îmbuneze pe Dumnezeu și să împace cu Dumnezeu. Da? Deci ca rezultat, cum ar fi a ispășirii, ar fi împăcarea cu Dumnezeu. Și versetul 13 din capitolul 9, ce se spune despre jertfa asta? Că îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Așa, dar jertfa Domnului Iisus sau sângele Domnului Iisus, ce curăță? Cugetul. Cugetul de faptele moarte. Că de fapt, chiar dacă într-un fel, în mod simbolic, transfera păcatul pe animalul celălalt, parcă le era iertat păcatul cel care l-a săvârșit, da? Totuși cugetul rămânea, cugetul sau inima sau gândul rămânea același și păcătuiau din nou și din nou. Jertfa Domnului Iisus. Spune... Eu chiar voiam să vă întreb la versetul ăsta, la 13. Cumva oamenii, de exemplu, sub vechiul legământ, care aduceau jertfă, nu erau izboviți, nu aveau putere asupra păcatului, da? De exemplu, n-am auzit. Așa. Mai repet, da? Aș avea aici o întrebare. Cumva oamenii din vechiul legământ care aduceau jertfe, ei nu aveau puterea asupra păcatului? De exemplu, cineva era hoț și, nu știu, venea să aducă o jertfă. El presupun că din natura lui continua să fure, nu era eliberat, nu? Da, asta e problema, pentru că el ca și cum le ierta păcatul săvârșit, dar cugetul nu era schimbat. De fapt, eliberarea din robia păcatului, cine ne oferă? Iisus, prin jertfa lui. Prin jertfa lui. Deci, problema celor care au spus că vom face tot ce a zis Domnul,
era că ei nu au realizat că ei, de fapt, prin natura lor, din fire, sunt robi ai păcatului și nu vor fi în stare, prin puterea lor, să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu. Și soluția este noul legământ care ne dă eliberarea din robia păcatului și puterea ca să trăim o viață sfântă. Și totul începe de la curățarea cugetului. Cuget de fapte moarte sau faptele care duc la moarte. Da? De ce? Scopul eliberării este care este? Ca și rezultat a faptului că cugetul este curățit? Cine oferă aceasta? Versetul 14, același verset. Ca să sluji Dumnezeului cel viu. Așa, de ceea ce ne dă posibilitatea sau ne face capabil să slujim lui Dumnezeu este curățarea cugetului. Din textele de data trecută, unde se vorbește despre curățarea cugetului? În Ieremia? În Ieremia, da. Și în Ieremia și în Ezechiel 36, da. Cugetul, de fapt, și este inima. Da? Voi scoate din ei inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Le voi da o inimă nouă și un duh nou. Da? Ieremia și Ezechiel. Așa, deci asta e diferența. Deci, frica de, și frica de Dumnezeu. Da, dă frică de Dumnezeu. Așa. Și chiar dacă după lege jertfele care se aduceau aveau ca scop curățirea de păcat, totuși la capitolul 10 cu 1, în realitate, ce făceau toate jertfele astea? Aici spune că aceste jertfe erau umbra bunurilor viitoare și nu puteau să-i facă desăvârșiți. Așa. La versetul 3 spune că, de fapt, toate jertfele astea, ce făceau în realitate? Aduceau aminte. Așa, le amintea că sunt păcătoși. Deci era un fel ca să-i ajute pe oameni să nu uite că sunt păcătoși. Pentru că, uitați-vă, acum... În societatea noastră, dacă nimeni nu vorbește despre păcat, deja oamenii pierd orice limite. Da. Eu cred că jertfele acestea, că era în cort sau că era în templu care s-a construit, tocmai erau făcute ca să izbească omul când ajungea la templu. Acolo era totul plin de sânge, era ca o măcelărie, moarte peste tot și atunci omul își dădea seama ce grav e păcatul lui. Da, și că fără vărsare de sânge nu poate fi iertare. Așa că altcineva trebuie să moară pentru ce am făcut eu. Deci, plata pentru păcat este moarte, da? Și aici, la capitolul 9, ne spune. Deci, 17, da? 17 la 22, spune că fără vărsare de sânge nu este iertare, de aceea și vechiul legământ n-a fost încheiat fără vărsare de sânge. Da? Bine, haideți că vă mai pun o întrebare. Dacă tot vorbim despre jertfele vechiului legământ. Deci, vechiul legământ cu tot sistemul de închinare a fost un eșec, adică nu s-a realizat planul care l-a avut Dumnezeu, sau Dumnezeu din start a avut un alt plan? Cum răspundeți la întrebarea? Dumnezeu a avut un alt plan, pentru că spune tot aici în versetul 1 că era umbra, nu înfățișarea adevărată. Da, deci din start, când a fost dată legea, a fost ca o umbră a bunurilor viitoare, da? Da, și chiar și când Dumnezeu i-a spus lui Moise să facă cortul, Dumnezeu i-a spus să-l faci după chipul pe care ți-l voi arăta, ți-l voi spune, după chipul ceresc, exact așa și cu jertfele acestea, cu legea. Dumnezeu a avut un alt plan, dar aceasta
a fost ca să îi conducă cumva pe oameni spre o umbră. Ce spune Domnul Iisus când intră în lume despre jertfele vechiului legământ? Că Dumnezeu nu a voit nici jertfă, nici prinos, ci a pregătit un trup. N-a primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. De fapt, spune că planul adevărat era lucrarea Domnului Iisus Hristos și toate chestiile astea cu jertfele și cu arderile de tot era doar o anunțare, o umbră a ceea ce va urma. Deci planul real era prin Domnul Iisus Hristos. Era jertfa Domnului Iisus, de altfel, la versetul 9 din nou. Care este relația între vechiul legământ și noul legământ? Când zice Domnul Iisus, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și se referă la jertfa lui, da? Pentru că versetul 10 îmi spune că voia lui a fost jertfirea trupului său. Spune că prin aceasta ce face el? Desființează pe cele din tâi ca să le pună în loc pe a doua. Deci, și cele din tâi ce este aici? Legea. Legea, Vechiul Testament. Și cele pe a doua ce este? Noul legământ. Deci, vedem foarte clar că noul legământ înlocuiește vechiul legământ. Nu putem spune că noul legământ este o extindere a vechiului legământ și noi trebuie să ținem și vechiul legământ și mai adăugăm la el și noul legământ. La versetul 10 din capitolul 10 din nou, ce diferență mai vedem între vechiul legământ? Deci vechiul legământ am văzut că prin jertfele care se aduceau, jertfele astea nu puteau să-i aducă la desăvârșirea cerută de cugetul lor. Da? Pe când jertfa Domnului Iisus ne sfințește odată pentru totdeauna, nu trebuie să... Deci, jertfa Domnului Iisus ne sfințește odată pentru totdeauna. Deci, Domnul Iisus, prin jertfa sa, ne sfințește odată pentru totdeauna. Am văzut, a intrat odată pentru totdeauna în cortul ceresc, cu sângele lui, ne curăță cugetul și ne sfințește odată pentru totdeauna. Din moment ce am fost sfințiți odată, mai avem nevoie să fim din nou și din nou și din nou. Avem nevoie de jertfe noi și noi ca să fim sfințiți? Nu. Am fost sfințiți odată pentru totdeauna. Că de fapt, până la urmă, voia Tatălui care a fost? Ce jertfă și-a dorit Dumnezeu din totdeauna? Pentru că știa că care e jertfa care ne poate curăți cugetul și ne poate sfinți? Jertfa Domnului Iisus. Jertfa Domnului Iisus. Da? Și versetul 14. Printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Deci, sfințiți odată pentru totdeauna și făcuți desăvârșiți pentru totdeauna. Ceea ce s-ar părea că ar fi avut ca scop vechiul legământ și care n-a fost în stare, pentru că nu era fără cusur. Așa. Și cu privire la intrarea în prezența lui Dumnezeu, cum era la vechiul legământ și cum e noul legământ? Prin vechiul legământ, numai marele preot putea să intre în locul preasfânt. Și odată pe an și el. Nu când vroia el. Da. Și, de fapt, la capitolul 9, versetul 1, ce ni se spune despre perdeaua dinăuntru? Atâta timp cât era în picioare cortul din tâi și era perdeaua dinăuntru, care era mesajul Duhului Sfânt? Că intrarea era, nu era liberă, nu era deschisă. Așa, deci era închisă pentru noi. Deci atâta timp cât era în picioare cortul din tâi și perdeaua dinăuntru, atâta timp asta ne arăta că intrarea, când
cortul în prezența lui Dumnezeu, pentru că locul prea sfânt simboliza prezența lui Dumnezeu, era închisă. Pe când în noul legământ, prin jertfa Domnului Iisus, avem acces la Tatăl sau nu? Intrare slobodă prin perdeaua din templului care este trupul său, care se frânt pentru noi, avem intrare slobodă. Așa, deci, dar când s-a rupt în două perdeaua dinăuntru? La moartea lui. Când s-a vărsat. Așa, când a dat Duhul, spune că perdeaua dinăuntru s-a rupt de sus până jos, cu toate că să zici că era foarte groasă, s-a rupt, arătând prin asta că intrarea în prezența lui Dumnezeu deja este deschisă. A fost posibilă intrarea în prezența lui Dumnezeu până la jertfa Domnului Iisus, până la moartea Domnului Iisus? Nu a fost liberă. Nu aveau voie evreii să intre în Sfânta Sfintelor, doar marele preot. Așa, și chiar textul de la capitolul 10, versetele 19 și 20 ne spune că cum avem noi intrare slobodă la Tată? Cine ne-a deschis-o? Iisus Hristos prin jertfa Lui. Așa, Iisus Hristos prin trupul Său. Da? Deci, intrarea în prezența Lui Dumnezeu este prin trupul Domnului Iisus, prin jertfa Domnului Iisus. Așa, și El este marele preot pus peste casa lui Dumnezeu. Dar putem să ne apropiem oricum de Dumnezeu? Nu putem să ne apropiem oricum, doar cu o inimă curată, cu o credință de plină și cu inimile stropite și curățite de cugetul rău. Așa, deci de fapt, cine oferă toate astea la pachet, spune. Cine oferă? Inimă curată, credință de plină. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Prezența Duhului Sfânt care îl primim în baza la ce legământ? În baza noului legământ. În baza noului legământ datorită lucrării de ispășire a Domnului Iisus. Lucrării de mijlocire a Domnului Iisus. Așa. Și aici ne se mai spune, deci, care sunt, deci asta merge și la aplicare, la lecții. Ce se așteaptă de la noi? Ce trebuie noi să facem ca și parteneri de legământ? Să mărturisim nădejdea noastră. Așa. Iisus Hristos. Să ne ținem fără șovăire. Da, mărturisire. Fără șovăire la mărturisirea nădejdei noastre, da? Da, și să veghem unii asupra altora, în dragoste. Să veghem unii asupra altora în dragoste. Și să nu părăsim adunarea. Să nu părăsim adunarea. Da, deci e un lucru important. Deci chiar dacă suntem sfințiți odată pentru totdeauna, făcuți desăvârșiți pentru totdeauna, înseamnă asta că putem trăi relaxați? Am primit Duhul Sfânt care am văzut de la Ieremia, de la Ezechiel, că ne pune în inimă frică de Dumnezeu ca să ne depărtăm de El. Pune Duhul Sfânt în noi ca să păzim, să urmăm legile și poruncile Lui. Asta înseamnă că ne scutește de orice grijă, trăim relaxați sau ce s-a așteaptă de la noi. Trebuie să veghem, pentru că spune cine crede că stă bine în picioare, să-i seama că să nu cadă. Adică nu ne credem că știm prea multe sau suntem prea desăvârșiți. Și e ok să stăm izolați, să avem credință în inimă, nu avem nevoie de biserică. Nu, de fapt spune să nu părăsim adunarea noastră. Așa, să nu părăsim, dimpotrivă, să fim împreună și să veghem unii asupra altora.
Deci, chiar dacă suntem o făptură nouă, noi continuăm să trăim într-o fire păcătoasă, da? Noi continuăm să trăim într-o fire păcătoasă și trebuie să vedem. Ne ajută să vedem atunci când stăm împreună, ne încurajăm, ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune. Și dacă și cineva se întâmplă să greșească ceva, să ajutăm ca să se îndrepte. Asta e responsabilitatea noastră. Deci, dacă ne întoarcem la introducerea la lecții, da, în primul rând, prin ce este mai bun nou legământ ca vechiul, dacă să vă spunem așa. Prin ce este mai bun din lecția de azi care am văzut-o? Prin ce este mai bun? Prin faptul că Dumnezeu cumva ne promite că va scrie legea Lui în inima noastră și în mintea noastră, ceea ce înseamnă că avem putere asupra păcatului. Și ar mai fi faptul că Iisus este mijlocitorul nostru. Avem în capitolul 10, nu știu exact care verset, imediat. Iisus este... Nu găsesc exact versetul, dar ideea e că Iisus mijlocește pentru noi înaintea Domnului. Nu mai mijlocește marele preot, dar mijlocește Iisus, care Și unde este Domnul Iisus? În ceruri, la dreapta lui Dumnezeu. La dreapta lui Dumnezeu și mijlocește continuu. De fapt, exact. Ce înseamnă a mijloci? A pune cuvânt. Uh-huh. Da? Deci este o imagine mai bine de înțeles dacă ne gândim la sistemul judecătoresc, da? Exact, exact. Da? Este judecătorul, este procurorul și este avocatul. Deci Domnul Iisus are rolul de avocat, care mijlocește pentru noi. De fapt, este cel care ne învinuiește, care numai urmărește asupra noastră ca să greșim ceva, ca să merg la Tatăl și să ne prască. Dar Domnul Iisus, care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, deci El mijlocește pentru noi și poate să vină în ajutorul nostru. Da. Așa, deci avem un mijlocitor la Tatăl acum. Altceva? Avem iertarea tuturor păcatelor. Avem iertarea păcatelor. Și avem și intrare la Dumnezeu tot prin meritul Domnului Iisus Hristos. Așa, prin jertfa Domnului Iisus avem intrare slovă de la Tatăl. Ceea ce nu oferea vechiul legământ. Prin moartea Lui moștenim viața veșnică. Așa, prin moartea Lui moștenim viața veșnică. Mm-hmm. Altceva? Avem inimă curățită. Avem cugetul curățit. Da. De faptele moarte. Deci, sângele Domnului Iisus lucrează la nivelul minții. Deci, ne curăță cugetul. Ca să putem sluji Lui Dumnezeu. Da, și asta spre deosebire de jertfa Vechiului Testament, da? Care nu putea să ne curățe, nu putea să ne facă desăvârșiți, da? Bine. Și dacă vă amintiți și scrisoarea care am citit-o la început, da? Întrebarea era, puteau sfinții din perioada Vechiului Testament să moștenească raiul, ținând rânduiala Vechiului Legământ, puteau prin jertfele Vechiului Legământ să moștenească raiul? Cum credeți? Sau răspunsul... Da? Răspunsul este la Evrei 11, acolo spune prin credință tot ce cește. Deci e tot prin credință. Tot prin credință.
Și la Galateni o să avem la lecția următoare. Tot. Deci e tot prin credință. Jertfele vechiului legământ, de fapt, până la urmă, ce făceau dacă ne uităm la 10:3? Ce făceau? Aduceau aminte că suntem păcătoși. Da, așa ca să nu uite. Da. Înțeleagă, să nu uite că sunt păcătoși și să realizeze că au nevoie de fii curățiți de păcate, iertați și sfințiți. Să vadă nevoia mântuirii. Deci toată tema asta de închinare avea ca scop să vadă nevoia de mântuire și să înțeleagă lucrarea care avea să o facă Domnul Iisus la venirea sa. Așa. Sigur că ar fi foarte mult încă de vorbit. Capitolul 9 e foarte frumos în ce privește legătura între cele trei legăminte. Și, de fapt, la lecția următoare vom studia legătura dintre toate trei legăminte de bază, legământul avraamic, vechiul legământ și noul legământ. Noi până acum am mai studiat despre legătura dintre legământul avraamic și legea, legătura între legământul legii și noul legământ, dar n-am vorbit despre legătura între noul legământ și legământul avraamic. Și la lecția următoare va fi o recapitulare și o consolidare la tot ceea ce am învățat până acum și vom vedea clar cum prin aceste trei legăminte Dumnezeu a realizat planul său de mântuire. Hai să ne rugăm acum și fug repede că încep cu pastorii o întâlnire care o am. Ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc foarte mult pentru frații și surorile mele, pentru dragostea lor de a studia cuvântul Tău și pentru dorința ca să-ți fie ție plăcuți în toate și îți mulțumesc pentru soția mea care este o binecuvântare și așa frumos mă ajută în toate lucrurile și îți mulțumesc, Doamne, că ea iubește Sfintele Scripturi, totdeauna caută să le cunoască, să-și facă bine slujba. Te rog, Doamne, acum să binecuvântezi tot cuvântul care a fost studiat în seara aceasta și ajută pe fiecare frate, fiecare soră să pună în aplicare tot ceea ce a învățat și așa, Doamne, să aibă creștere spirituală. Te rog acum să binecuvântezi și pregătirea ultimei lecții, fiecare când va studia, să studieze atent, cu un spirit de rugăciune, cu un duh primitor, să simtă vocea Duhului Sfânt în toate și să fie gata să urmeze îndemnurile Duhului Sfânt și apoi ajută-ne, Doamne, să ne întâlnim miercurea viitoare, să studiem împreună lecția, ultima lecție din manual și tot așa ajută-ne, Doamne, să mergem și la seminarul acesta cu biserica, să-l facem împreună și de asemenea cât mai mult să se poată conecta și online. Te rugăm, Doamne, toate aceste lucruri în numele Domnului nostru Iisus Hristos și te rog și pentru întâlnirea care o voi avea acum cu frații pastori. Amin. 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 Bine. Amin. Binecuvântări și mulțumim și la toți cu Domnul Iisus. Amin, amin. Cu Domnul.